Astăzi vă spunem bun găsit din Maramureș. Cine ajunge în Baia Mare și vrea să meargă la o biserică, toată lumea îl îndrumă către Bisericuța de Lemn. Copii cu rezultate foarte bune la învățătură, oameni ai străzii, dar și familii sărace își găsesc alinarea aici, în Biserica Sfântul Iosif Mărturisitorul. Fiecare zi, el deschide biserica, el o închide, trage clopotul, mătură curtea pentru că aici este casa lui. În biserica Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, Daniel este acasă. Ai deschis dimineața biserica? Și cine îmi trage clopotul astăzi, toată ziua? Eu! Așa e, asta e misiunea ta, așa e? Dar curățenie în curte, cine se ocupă de curățenie? Eu! Exact! Nu mai are pe nimeni. Singurul ajutor vine de la părintele Vasile Fodoruț. Daniel are o suferință sufletească și pe vremea aceea mama lui era însoțitorul, întrucât tatăl lui a murit destul de devreme, bolnav de cancer. Mama lui s-a bucurat că poate să vină la biserică fiecare zi și și-a găsit activitatea aici. Din păcate, la un an și câteva luni, a plecat dintre noi și mama lui Daniel și a rămas copilul bisericii Sfântul Iosif Mărturisitorul. Ca Daniel, sunt mulți cei care vin la Bisericuța de Lemn din Baia Mare. În fiecare zi, la cantina din curtea bisericii, mănâncă sute de copii, oameni fără adăpost, familii monoparentale, vârstnici și bolnavi. Pentru toți, Asociația Filantropică Sfântul Iosif Mărturisitorul face minuni. Noi credem că le oferim ceva, dar de fapt ei ne oferă mult mai mult. Ne oferă o lecție de supraviețuire, ne oferă o lecție de iubire, o lecție de dreptate, de sinceritate debordantă. De multe ori primim, aflăm niște adevăruri extraordinare prin ei. Pentru că cred că Dumnezeu vorbește prin astfel de oameni. Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul a fost înființată în 2002, iar un proiect important al acesteia a fost extinderea, modernizarea și dotarea Centrului Multifuncțional Sfântul Iosif Mărturisitorul. Implementat în anul 2013, proiectul, cofinanțat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, a permis amenajarea unui bloc alimentar. Biserica funcționează de aproape 15 ani, avem botezat aproape 2900 de copii în biserica aceasta și o parte dintre ei se întorc acasă, nu doar duminica la liturghie, ci și, vedeți, în cadrul programelor noastre de after school, cantina care l-am pus la dispoziție școlilor din jur, unde încercăm să le oferim o hrană sănătoasă, adică încercăm să evităm acele alimente care sunt congelate. Noi nu preparăm mâncare cu produse proaspete. Mai mult decât atât, am pus la punct și o structură de economie socială în care fabricăm noi pâinea și produsele de patiserie. Avem o brutărie care nu ține de asociat nici de biserică, este o structură separată. Brutăria Pâinea Vieții se numește. Și toate aceste produse sănătoase, naturale, oferindu-le acestor copii, părinților și-au dat seama că venind să mănânce la cantina noastră, unde mănâncă în jur de 100 de copii, în afară, pentru ei un mare câștig. Nu doar că mănâncă sănătos, dar încercăm să le oferim și acea hrană spirituală deosebită. Liliana ne spune că mâncarea de la cantină este cea mai bună. De 2 ani, în fiecare zi pleacă de aici cu mai multe caserole pline cu mâncare gătită. Acasă o așteaptă nerăbdători cei doi copii. Am o fată de 12 ani și un băiat de 11 ani. Să vă trăiască. Merg la școală? Da, merg. Și cum se descurcă la școală? Binișor se descurcă, că fără școală nu se poate să trăiești în ziua de astăzi. Trebuie să meargă, să facă o meserie, cum am fost și eu cu taică său. Ce meserie aveți dumneavoastră? Eu sunt pensie de boală,
sunt grad 2 și am lucrat la fabrica de scânduri, dar m-am îmbolnăvit și am fost operată la hernie, la coloană. Soțul ei este singurul care lucrează, iar salariul lui nu depășește suma de 1300 de lei, din care trebuie să plătească facturile, chiria, medicamentele. Nu, că 100 de euro plătesc 4.500.000, chiria și restul vine gazul, curentul, apa. Trebuie să le plătim la proprietar, dacă nu, ne dă afară. Da. Și medicamentele dumneavoastră? Da, eu plătesc 500 de mii pe medicamente pentru el, că fără ale nu pot să adică seara, dimineața, trebuie să le iau. Că dacă nu, o zic că nu pot să trăiesc fără ele. Dacă nu ar beneficia de acest ajutor... Dacă nu v-ar da cei de aici de la biserică mâncare, ce ați mânca? Nu știu. Foarte greu, nu m-aș putea descurca. Că nu mi-ajunge, că milon aproape de apă. Dacă îi cumpăr și la copii, la una alta și mami vede pe alții, așa cum salinau, n-a avut cu ce să încalțe, pe fata ăsta am încălțat, pe el nu. Zice, mami, pe mine nu mă încalță, nu am de unde, Zoli, că nu înțeleg. Că nu, e greu, că... Am cumpărat mâncare, iarăși venit cât să aibă ei la școală, să ducă margarină și la vede pe alții mai multe. Și... N-am posibilitate să-i le dau. Le este rușine să vorbească despre problemele lor. Mulți dintre ei sunt bolnavi, iar biserica este singura care le sare în ajutor. Beneficiez de un ajutor alimentar la masa de prânz, deoarece situația materială la mine e mai precară și sunt și bolnav cu epilepsie. I-am adresat și lui aceeași întrebare. Cum s-ar descurca fără ajutorul bisericii? Bună întrebare. Nu știu ce ar fi. Mergem înainte tot cu Dumnezeu. El ne ține și El ne sprijină prin oamenii care avem. Pleacă liniștit către casă, se duce să mănânce. Între timp, la masă vin copii de la școlile din zonă cu care părintele are o colaborare strânsă. Intrăm și noi în bucătărie să vedem meniul. Ce am avut astăzi de mâncare? Astăzi am avut briaș de porc cu macarone cu brânză, felul 2. La felul 3, chec? Desert, a fost chec. Da. Pe mâine ce aveți nevoie? Ce o să fie mâine în meniu? Mâine va fi supă de pui cu găluște. Și pilaf de orez cu șnițele de pui. Poftiți la masă să vedeți ce mănâncă copilașii noștri. Haideți. Da, haideți. Astfel că nu-l putem refuza. Cum să-l refuz pe părintele care hrănește zilnic sute de oameni? Irina, hai și tu să mănânci și tu. Pâinea de la cantină este adusă de la Brutăria Pâinea Vieții. E o structură de economie socială, se numește Brutăria Pâinea Vieții, care și-a deschis un punct de lucru aici. Asociația Filantropică Sfântul Iosif Mărturisitorul a închiriat acest spațiu pentru această structură de economie socială, unde se desfac, ce se spune, vânzare, produse de patiserie, pâine, prescuri în primul rând, colaci, cozonaci, produse de post în perioada aceasta. Iar în schimbul chiriei pe care ar trebui să ne-o plătească asociației, brutăria ne oferă pâine pentru cantina noastră. E un schimb reciproc și un ajutor, în primul și în primul rând. În această structură lucrează persoane cu dizabilități, avem 5 angajați. Ce avem aici? Salam de biscuiți de post. Da, salam de biscuiți de post, iar acolo sunt checuri pentru copiii de mâine, de la cantină. O să gustăm un pic de salam de biscuit. Uite, ne servește. Tot aici se fac și prescuri. Ideea Brutăriei Pâinea Vieții a izvorât din dorința de a face prescuri autentice, după rânduiala noastră ortodoxă, făcute cum se cuvine. După rețeta de la Sfântul Munte, am fost acolo, am adus și prescurnicerul și rețeta, așa cum se fac la mănăstiri, prescurile. Pentru că există o modă mai nou de a face prescuri în brutăriile acestea
firești naturale, dar în care aluatul e același aluat ca și în pâine, chiar cu aditiv și pare foarte fufoasă, deci nu mai e prescura. Ei, bătrânile noastre tradiționale, alea care erau văduve și făceau prescura la cantități mai mari, nu prea față. Și atunci încercăm să facem o brutărie pentru rândurile noastre de cult, pentru prescuri, cozonaci, pomene, pentru tot ce trebuie. De aici a pornit ideea și am scris un proiect european, o structură de economie socială cu un ONG, nu al nostru, un alt ONG. Noi suntem parteneri în lucrarea asta și se pare că a ieșit. Dacă suntem la prăjituri, haide să gustăm. Hai să luăm un salam de biscuit. Ia să vedem. Ia vedeți. Hai, vreau și să vedem. O să vă pun de merinde. La noapte, să vă casă, de biscuit. Ce avem aici? Pâinea, uite. Urmează să se introducă în cuptor. Doamna Monica e brutarul nostru șef, doamna e cofetarul. Astea sunt pâinile făcute. Asta e pâine la tavă, pâine albă, lăsată la dospit și urmează să fie introdusă în cuptor. Pâine fără aditivi. Pâine, drojdie, apă și suflet. Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Baia Mare oferă și donații, îmbrăcăminte, încălțăminte, pachete de alimente și dulciuri, ajutoare unor cazuri medicale și realizează acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială. De asemenea, are grijă de oamenii străzii în cadrul adăpostului de noapte. Dar mai multe detalii în următoarea ediție Secvențe Trinitas.